Giurgiuvenii s-au obișnuit să meargă la târgul de vechituri în fiecare duminică dimineața, unii pentru a vinde, iar majoritatea pentru a mai cumpăra câte ceva folositor prin gospodărie, de fiecare dată la prețuri negociabile. Târgul de vechituri este de fapt mai mult un loc unde comercianții se pot întâlni cu potențialii cumpărători, decât un spațiu comercial despre care să se poată spune că ar beneficia de ceva facilități. Dovadă că marfa este întinsă pe jos, direct pe trotuar. Trebuie să facem aici un bazar în care să puteți face produsele astea. Mai stați cu ele pe jos. Toalete ecologice, da? Să punem și noi, corect. Păi dacă punem bazar, automat. Să vină ADTPP-ul, da, să vă instaleze dimineața și să le strângă la 12 și să facă imediat. Apă curentă nu vă trebuie și vouă? Și tu știi că ai taraba 17. Ăla are taraba 15 și da? Mai departe. Da. Ai înțeles? Un cetățean al municipiului a folosit prilejul de a se fi întâlnit cu Florian Nicolae pentru a-i prezenta o neregulă întâlnită pe strada pe care acesta locuiește, respectiv strada Comana. Aruncă cadavre, pisici de câini. Unde ai zis că este? Pe strada Comana. Unde e asta? Eu stau pe numărul. În spatele abatorului. În spatele abatorului? Fostului abatorului. Așa, ce e acolo? E o curte părăsită. Da. Există un patron acolo și e terminat. E terminată. Cine la mediu ar trebui să intervină acolo? Tot, o să mergem să vedem la ce număr este. Eu stau la numărul 3. La numărul 3 stau. Și asta de când se întâmplă? De când a părăsit curtea de acolo, de vreo 3 ani, poate, și mai bine. Poate facem o acțiune de voluntariat acolo. E cea mai bună, să curățăm, să mulțumim și oamenii și după aceea să păstrăm curățenie. Mai bine să facem acolo un parc, un teren, să vedem al cui e terenul. Revenind la târgul de vechituri și la neajunsurile care se întâlnesc aici, având în vedere că acest loc în care se face comerț nu beneficiază efectiv de nicio amenajare, fiind un spațiu unde întâlnim un comerț rudimentar, cele trebuincioase pentru ca lucrurile să intre pe un făgaș normal sunt, desigur, multe. Să vă întreb dacă voi credeți că este necesar aici un centru, un punct de alimentare cu energie electrică. Să aveți curent electric, să vă verificați aparaturile și ce mai aveți de făcut. Dar considerați că este necesar. Da, să multiplicăm toaletele ecologice aici. Și toaletele ecologice să mai facă și altceva de alimentație publică, mai bine unul, corect. Deci să facem la marginea bazarului, să facem niște... Și organizat așa, să facă și ceva, tărăbuțe, așa. A, să facem un bazar, nu? Corect. Să facem un bazar. Atunci vor avea curaj mai mult să vină cu marfă, să vândă. Este un... mijloc, dar aș mai câștiga un bănuț. Dar să facem un punct de alimentare cu apă, în care să mergem să ne spălăm pe mâini, eu știu, că uite, să facem produse din bazar. Și astea trebuie neapărat și apă. Ei, cam asta dorim noi să facem. Să facem un bazar, printre altele, un bazar. Care le face, să faceți asta, da. Și un bazar. Aveți destule de făcut. Corect, aveți destule de făcut. Dacă ați venit cu inițiativa să ne întrebați, aveți... În fața tarabelor închiriază spațiu de publicitate, firmele care închiriază spațiu de publicitate plătește practic și le oferim oamenilor gratis tarab. Da, la bazar tarabele acordate și închiriate. Și închiriate pe bază de buletin. Și să fie și dalea care sunt pentru ocazional, care oamenii nu poate să vină mereu, să plătească chiria. ADPP-ul le va pune la 6 dimineața și le va strânge la 12 și viabilizează. Dar mie îmi trebuie niște bani. Banii vin de la firmele care fac publicitate pe frontispiciul tarabelor. Da, ați înțeles? Și lăsăm pe oameni fără să plătească. Bună, sigur, alții fac propagandă cu reclama, reclamele care sunt. La ei se iau bani, ia, e un șac frumos. Da. Să ocupăm cu drag. Să vă dăm și succes. Succes și dumneavoastră. Să trăiți. Sănătate! E mai bună ca tate. Sănătate. Să trăiți. Să trăiți. Vă pun frate, sănătate.